Deși au fost porțiuni pe care în urma ploilor abundente din ultimele zile pe câteva porțiuni de drum s-a circulat restricționat, la acest moment în județul Vâlcea se circulă normal. Pe DN7 râmnic cu Vâlcea Sibiu între localitățile Lazaret și Boița din județul Sibiu, pe tronsonul kilometric 246 plus 700 și 246 plus 900, traficul a fost restricționat pe o bandă în urma unei surpări apărute în zona Taluzului. Circulația este dirijată prin semafor pe timpul nopții iar pe timpul zilei prin piloții de trafic. În Gorj, județ învecinat cu județul Vâlcea, pe DN 67C, Novaci, Rânca, sunt semnalate de puneri de polei fără a fi produse evenimente rutiere. Se acționează cu utilaje care împrăștie material antiderapant. Pentru reducerea riscului rutier, reprezentanții poliției rutiere recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de trafic și de drum, să ia în considerare că distanța de frânare crește pe un carosabil umed sau alunecos, să-și asigure o bună vizibilitate prin parbriz, lunetă și geamuri laterale și să folosească luminile de ceață dacă se deplasează pe drumuri unde este prezent acest fenomen. Pentru deplasarea pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă. Informații în timp real despre restricțiile de trafic determinate de evenimente rutiere pot fi accesate pe site-ul oficial polițiaromână.ro secțiunea Infotrafic.